Sătulă de scandalurile de acasă, femeia a încercat să găsească refugiu la mama sa, o bătrână de aproximativ 70 de ani din localitatea Tismana. Văzând că lipsește de acasă, soțul violent a dat buzna la locuința soacrei, acolo unde a început să o bată atât pe soție cât și pe mama acesteia. După ce au scăpat din mâinile agresorului, cele două femei au solicitat ajutorul oamenilor legii, care l-au încătușat pe bărbat pentru 24 de ore, fiind ulterior prezentat procurorilor. Polițiștii au întocmit dosar penal pe numele bărbatului. Polițiștii din Tismana au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 49 de ani din Motru, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de distrugere, violare de domiciliu, lovire sau alte violențe și violență în familie. Acesta ar fi pătruns fără consimțământ în locuința soacrei sale din orașul Tismana, ocazie cu care a exercitat acte de violență atât asupra sa cât și a soției sale de 46 de ani. În continuare se efectuează cercetări pentru a se stabili întreaga activitate infracțională a bărbatului, urmând să fie luate măsuri de către anchetatori.